Bun, Sorin Chintoan, o provocare interesantă aici pe strada Mețianu. Este vorba despre Miss Marion Davis. Ce se întâmplă exact aici în spatele nostru? Împreună am fost contactați să realizăm această imagine, această pictură. Suntem acum în fața faptului întâlnit. Ai surprins, ai prins. Ce provocare este să transpui o imagine la dimensiunile acestea și ce responsabilitate este să o faci pe domeniul public în văzul tuturor câteva zile bune? E o provocare, având de vedere dimensiunea și portretul fiind de mari dimensiuni. Ne străduim, sperăm să iasă și să placă cât mai mult. Din punct de vedere responsabilității, ca orice meserie pe care o tratez cu respect. Ce a însemnat, din punct de vedere tehnic, aplicarea acestui desen aici, pe peretele acesta? Materiale folosite sau suprafața, finisajele? Materialele și suprafața sunt extraordinar de bine realizate și cu care asta mulțumim echipei care a lucrat înaintea noastră, al lui Cosmin și al lui Miron, care au și avut inițiativa Miron Crâțean. Ea va fi de foarte lungă durată, chiar este un perete foarte bine realizat din punct de vedere tehnic și materialele care sunt băgate și au fost folosite la realizarea acestui perete, iar ca și pictură, materialele sunt efectiv de cea mai bună calitate pe care le găsim pe piața românească. Vom mai vedea astfel de lucrări din partea ta? Ești interesat să realizezi astfel de lucrări în continuare în Arad? Eu sper că da. E un început interesant. Nu? Da, plus că dă o anumită eleganță spațiului urban. Poate un nou mod de a gândi reclamele de acum încolo? Nu e un nou mod, ci doar o continuare. A mai existat. Este doar o refacere a unei inițiative de prin anii 90, dacă nu mă înșel. Ideea este că mi se pare că dă un pic de o atmosferă mult mai delicată acestui ambient strandar. Încă la câteva detalii din acel pahar pe care Miss Marion Davis îl ține în mână. Cum a decurs până acum această lucrare? Excelent, mult mai bine decât ne așteptam și mult mai rapid. Tehnic, ce a însemnat? Am înțeles că suprafața a fost pregătită foarte bine. Excelent, da. Iar referitor la acele materiale pe care le folosiți voi, ce este specific? Specific este că sunt de lungă durată, se pot folosi foarte bine, se întind și au protecție UV. Deci o să vedem pe Miss Marion multă vreme pe aici. Ce s-a făcut până acum și care sunt detaliile care le realizați astăzi? Alaltă ieri am început, am făcut desenul, ieri am umplut tot culoare și am început să modelăm, iar astăzi ne apropiem așa ușor, ușor de final.